făcute în România, de la conservele de pateu până la uleiul care se împachetează și se pune în pachetul de alimente. Produsele achiziționate din bani europeni au fost depozitate în integralitate în Prahova, la Urlați. De aici sunt împachetate și distribuite în toată țara. Sunt aproximativ 1,2 milioane de cutii, a câte 25 de kilograme, și conțin alimente de bază destinate persoanelor sau familiilor defavorizate. Cele două pungi de paste făinoase. Aici avem partea de compot de caise, conserva din carne de vită, gem de prune dietetic, tot așa produs în România. Avem de asemenea cei 4 litri de ulei. Avem de asemenea făina de mălai. Avem 2 kg de zahăr. Aici făina albă de grâu, 5 kg. Aici de asemenea avem partea de orez, pateuri, cum bucăți de pateuri. 90% dintre produse sunt românești. Facem distribuția celor 1.188.000 de pachete de alimente pe care le avem pregătite pentru persoanele și familiile care se află în situații de dificultate. Discutăm despre acele persoane și familii care au venitul minim pe membru de familie sub venitul minim social garantat în plată, de cei care beneficiază de alocația pentru sprijin de familie, de persoanele care se află în situații de criză, sunt singure, sunt considerate vulnerabile din punct de vedere al regulamentului Comisiei Europene. Pachetele cu alimente sunt distribuite odată la 6 luni, iar aceasta este a 5-a din cele 6 tranșe stabilite de Ministerul Investițiilor. Valoarea pe care o avem pentru un pachet și pe care am licitat-o este cu prețul ajustat de 190 de lei. Dacă aceste alimente ar trebui cumpărate de la raft astăzi, ar trebui să plătească 260 de lei. Ministrul a estimat și cât timp pot să ajungă unei familii cu 5 membri, spre exemplu, aceste alimente aflate într-un pachet. Au socotesc în jur de 2-3 luni, dar depinde foarte mult de ce tip de consum au. Oricum, alimentele de bază sunt cele pe care noi le-am asigurat. Doar într-o singură tranșă sunt distribuite la nivel național aproximativ 30.000 de tone de alimente. Programul se derulează în 2 tranșe pe an.